Salutare tuturor, bun venit la un nou vlog. Mă aflu în parcul feroviarilor din Cluj-Napoca, un parc reamenajat acum recent. În acest vlog o să vă arăt cam cum arată acest loc drăguț. Și înainte să încep, vreau să vă spun ceva foarte important. Când fac un vlog, acel vlog întotdeauna va fi despre un anumit loc. Eu nu filmez niciodată oamenii. Pe mine nu mă interesează cine trece pe lângă mine. Eu întotdeauna filmez locul. Contează întotdeauna locul și motivul filmării. Și acum să înceapă filmarea. Și încă ceva, și acest loc va fi unul bilingv, ca și aproape întotdeauna. Mai încolo o să vorbesc un pic și limba maghiară. Cam așa arată acest loc. Mie personal îmi place, e lângă Someș, sunt copaci, este verdeață, este umbră. Ceea ce e drăguț. Aici este un loc de joacă pentru copii. În îndepărtare vedeți două clădiri mai înalte. Care este mai aproape de mine, se numește Oxygen Residence, care are 18 etaje, cu o înălțime de aproape 74 de metri, iar după clădire este Maurer Panoramicu, un zgâr enorm de 21 de etaje. Astăzi avem o zi frumoasă de august, în jur de 28, poate și 29 de grade. Și așa arată acest loc. Arată frumos. Multă verdeață, așa cum vedeți. Ceea ce v-am precizat la început este foarte important, pentru că sunt oameni care nu înțeleg acest lucru. Și fac o plângere, pentru că ei cred că tu, un vlogger, îi filmezi pe ei, deși nu. Vloggerii de obicei nu filmează alți oameni, ci prezintă un anumit loc. Așa cum fac eu acum, vă prezint, vă arăt cum arată acest parc. Un parc public. Eu întotdeauna filmez în locuri publice unde am voie să filmez. Și întotdeauna evit să filmez oamenii de aproape. Însă când sunteți într-un parc, nu puteți avea pretenții ca nimeni să nu vă filmeze. Într-un spațiu public sunt de obicei mulți oameni.
arată frumos și această zonă, așa, cu copaci, cu iarbă, cu verdeață, frumos. S-a făcut frumos. Și să vă spun ceva important, dacă vă simțiți deranjați, jigniți, că vine un vlogger și vă filmează, puteți să-i faceți cu mâna, să faceți așa un stop, ca să nu vă filmeze. Este chiar atât de ușor, este chiar atât de simplu. Nu trebuie să fim răutăcioși, să facem repede o plângere că XY m-a filmat, cine știe ce intenții rele are. Nu trebuie să vă gândiți neapărat la așa ceva. Vloggerii prezintă un anumit loc, nu oamenii. Nu vă filmăm pe voi, ci arătăm oamenilor cum arată o anumită zonă. Și de ce filmez? Fac aceste filmări pentru expați, pentru cei care nu mai trăiesc în Cluj. Pentru ei fac aceste filmări. Se vede. Ah, da. O să iau pe aici. Și încă ceva, dacă vă deranjează că cineva vă filmează, puteți lăsa un comentariu, pentru că se poate rezolva acest lucru. Pentru că există opțiunea blur pe YouTube, ce înseamnă că se poate rezolva ca fața oricărui om să nu se vadă. Deci nu e nevoie să faceți o plângere că cineva vă filmează. Și by the way, nu voi sunteți în centrul atenției, ci locul respectiv. Și noi avem anumite drepturi, să știți. Vă spun aceste lucruri pentru că am avut probleme. De genul că ca persoane care au crezut că le filmez pe ei și nu e așa. Nu mă interesează cine trece pe lângă mine. Eu arăt locul. Nu. Oamenii, sper să se vadă bine, pentru că bate soarele. Deci putem să fim de treabă, să fim amabili și să și înțelegători. Să nu ne gândim imediat la prostii, că omul respectiv vă filmează pe voi sau vă filmează copii și nu știu ce chestii stupide. Astea sunt chestii stupide, oameni buni. Și așa arată Oxygen Residence de aproape. Da. A pus și o fântână arteziană. Frumos. S-a făcut chiar frumos, drăguț. Dacă vor, se poate face. Dacă vrei, se poate face frumos. Da. Hello, hello, sziasztok! Köszöntök minden egyes nézőt Kolozsvárról, a vasutas parkból, ami tavaly lett felújítva, és úgy néz ki, ahogy eddig is láthattátok. Ez a park egyébként a volt Vágóhíd környékén van, tehát ez igazából a fél központ. Fél központban van ez a park, és így néz ki, ahogy láthatjátok. Van zöld terület, van egy kis szökőkút, kis játszótér, szépen meg van csinálva. Nyugodtan szóljatok hozzá ti is, hogy ha nektek tetszik-e, nyugodtan írjátok le a véleményeteket. És még egy dolog, egyébként amikor én filmezek, hát én mindig a helyet mutatom. Ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy mindig a hely a lényeg, nem az ember.
Azért mondom, mert voltak, akik feljelentettek, hogy hát én miféle figura vagyok, hogy jaj, lefilmeztem az embereket az ő engedélyük nélkül. Ugyan már én nem az embereket filmezem, hanem bemutatok egy adott helyet, ami abszolút legális. Ne felejtsétek el, hogy nekünk is vannak jogaink. Vloggereknek is vannak jogaink. Oké. Vissza a témához, így néz ki ez a hely. Így néz ki. Egyébként ez a park a Szamos mellett van. Szamos partja mellett van. Ez meg az Oxygen Residence, egy 18 emeletes magas toronyház. Lesz ebből még kettő, ez az első. És a másik az meg a Maurer Panorámik, ami egy 21 emeletes, nevezzem úgy, egy fellőkarcoló. Csá, csá, vám utat szavazik, hisztek a... Acest parc se află lângă fostul abator, mă aflu în zona semicentrală al orașului. Acești oameni care stau în Oxygen Residence se vor bucura de acest parc, de acest view, sunt convins de acest lucru. Akik az Oxygen Residence-ben fognak lakni, egészen biztos vagyok benne, hogy örülni fognak a látványnak, ennek a parknak. Csavim siú, mik rú, van egy kis patakocska is. Aranyos. Az a kerek micsoda, nem tudom, hogy micsoda őszintén. Készjája rotunda, szintén nem tudom, hogy fi. Nem fosztam, nem tudom, micsodát. E un loc drăguț. Așa cum vedeți și voi, este un parc destul de mare. Plin cu verdeață. Mie îmi place foarte mult. Așa cum arată. Și aceasta este ieșirea din parc. Itt vagyok már a partnak a szélén.
Szerintem jól néz ki ez a hely. Nyugodtan szóljatok hozzá ti is. Drăguț că au pus asta aici, scrie și în mai multe limbi. Frumos. E frumos. Și așa arată Oxygen Residence-ul. E o clădire de vreo 74 de metri înălțime. Maurer are în jur de 72, deși are mai multe etaje. Ineschios Oxygen Residence, Tlata Chiatuk, 74 meteres épület, lakóépület, ami no alacsonyabb, mint a Maurer, ami 21 emeletes, mégis ez a magasabb, egy kicsivel. Yep. Și acesta este un bloc, rezidențial, unul mai nou. Aici e lakóépület, új lakóépület. Și cam atât ar fi acest vlog. Puteți lăsa un comentariu dacă v-a plăcut sau ce nu v-a plăcut. Și nu uitați să îmi dați un like, pentru că asta mă ajută foarte mult. Subscribe pe canalul meu de YouTube și să dați și un share ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi superbă. Peace. Kerbeleni volna a mai vlog. Köszönöm, velem tartottatok. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és osszátok meg másokkal is, hogy minél több emberhez eljusson. Köszönöm, velem tartottatok. Legyen egy nagyszerű napotok. Peace.